Ultimul episod din Clanul. Serialul de la Pro TV a ajuns la final. Vor curge multe lacrimi. Clanul, serialul de la Pro TV regizat de Angel Damian, a ajuns la final. Pe 19 februarie va fi difuzat ultimul episod al sezonului 4, iar Denis Hanganu a făcut primele declarații despre încheierea acestui proiect de suflet. Citește întreaga știre. Ultimul episod din Clanul. Serialul de la Pro TV a ajuns la final vor curge multe lacrimi. Au mai rămas câteva zile până la sezonul final din clanul. Cei de acasă au urmărit, încă de la primul episod, povestea personajelor, iar acum a venit timpul să aflăm cine a rămas cu datorii pentru că întotdeauna. Păcatele se plătesc. Pe 19 februarie. De la ora 20.30 de minute, așteptarea va lua sfârșit, la ProTV și pe Voio. Denis Hanganu a făcut primele declarații despre finalul proiectului său de suflet. Nu-mi vine să cred că spun asta, dar sezonul 4 este sezonul de rămas bun. Se încheie ultimul capitol al poveștii care a captivat o țară întreagă. Sezonul 4 va fi precum o judecată finală, unde păcatele se plătesc. O călătorie emoționantă, marcată de decizii dificile și consecințe nemiloase este sezonul în care mizele vor fi mai mari decât oricând, iar conflictele vechi vor atinge punctul culminant. Răul nu iartă pe nimeni, iar personaje importante, din păcate, vor dispărea. Vă invit să urmăriți până la capăt povestea protagonistului Tudor Achim și să nu ratați episoadele în care adevărul este dezvăluit pas cu pas. Totodată este un sezon special chiar și pentru actori și, implicit, pentru întreaga echipă. Vor curge multe lacrimi, vă spun cu certitudine. Toată munca titanică, toată dedicarea, construcția personajelor și universul Clanul se termină odată cu ultima zi de difuzare. Vor curge multe lacrimi, vă spun cu certitudine. Pentru mine e cel mai frumos proiect. Peste 400 de zile de filmare, peste 200 de locații diferite. O distribuție de mare calibru cu actori consacrați și mulți tineri senzaționali extrem de talentați, plus echipa extraordinară din spate, formată din cei mai buni profesioniști în domeniu. Împreună am spart bariere, am învins prejudecăți vechi și am ridicat ștacheta foarte sus în ceea ce privește nivelul calității serialelor în România. Gata, nu spun mai multe, ne vedem pe 19 februarie. E ultimul, cu oameni buni. Garantez că merită, a spus Denis Hanganu.